sufletul omului este o întrebare destul de profundă, care nu suportă un răspuns succint. Dar dacă ar fi să încerc un astfel de răspuns, muzica este mânghiera lui Dumnezeu pentru om. Este darul divin cu ajutorul căruia omul reușește să treacă prin toate momentele vieții, pentru că muzica, așa cum spun și folcloriști, este cea care îl însoțește pe om de la naștere până la moarte. Bineînțeles, muzica este un astfel de ingredient, pentru că crearea unui brand cultural nu este posibilă făcând abstracție de tot ceea ce reprezintă entitatea culturală pe care vrem să o prezentăm. Astfel că atât imaginea cât și sunetul sunt importante pentru a te prezenta oricărei persoane, pentru a te prezenta în lume cu ceea ce ai. Este într-adevăr important să ai imagine, pentru că este primul contact, da? Este cel vizual, dar este la fel de important și cel sonor, pentru că muzica poate să creeze o anumită stare pe care imaginea o creează parțial, dar ele împreună pot într-adevăr să construiască ceea ce numiți un brand cultural, care cu adevărat să fie reprezentativ pentru noi în acest caz. Muzica bizantină trebuie înțeles că nu este o muzică eminamente religioasă. Este o muzică a unei societăți din acea perioadă, adică societatea bizantină. Ori în momentul în care vorbim despre muzică bizantină, trebuie să înțelegem și muzica religioasă, dar și pe cea laică, așa cum a făcut acest concert. Iar această muzică, automat că fiind dintr-o perioadă trecută, cere, impune ca publicul să aibă minime cunoștințe despre acest trecut. Astfel că cel care audiază această muzică și o ascultă cu plăcere și caută această muzică, este în general un public care a căutat informații legate de trecut. Cel care are contact prima dată cu această muzică, fără să fie știut înainte de ea, cu siguranță va fi determinat să caute informații despre acest trecut pe care muzica aceasta îl povestește. Astfel de eveniment cum este Festivalul de Muzică Bizantină de la Iași este o contribuție majoră pentru cultura orașului. De ce? Pentru că aduce și pune în contact artiști și oameni de cultură din diferite colțuri ale lumii, astfel încât publicul românesc poate să compare, poate să înțeleagă poate anumite moșteniri culturale tradiționale pe care altfel nu le-ar putea înțelege dacă nu le-ar vedea expuse și într-o altă cultură. Sau dacă nu ar putea să aibă posibilitatea de a compara ceea ce are propriu cu ceea ce există în altă parte. Astfel că, într-adevăr, acest eveniment este important și este necesar pentru orice oraș care, într-adevăr, vrea să facă ceva din punct de vedere cultural.